corupție de aproximativ 4 miliarde de lei vechi, care a constat în schimbarea tuturor băncilor care sunt noi gușurilor de gunoi, stâlpii de iluminat au fost preluați din Parcul Nicolae Romanescu și, bineînțeles, aranjați încât să apară frumos. Sistemul de irigat peste tot în părculeț a pus gazon și, de asemenea, au mai fost amplasate statui, toaletele au fost ecologizate și s-a mai lucrat puțin și la locurile de joacă, astfel încât parcul acum să se prezinte în condiții foarte bune. Întotdeauna sunt mulțumită de ce lucrează angajații noștri de la Rea de Pădure, pentru că atunci când greșesc, corectăm înainte să facem inaugurarea, dar chiar credem că a ieșit ceva frumos, mai ales că am scos gărdulețul viu care dădea impresia de neîngrijit și acum parcul chiar pare mult mai mare față de ce era înainte. Hai să dăm motorul pe jos.